Cei care s-au născut în zodia peștilor vor avea între 22 și 23 august la prânz posibilitatea de a intra în posesia unui bun de mică valoare, de a primi o atenție, un cadou, un mic ajutor, un semn de recunoștință sau de simpatie, fără mare valoare materială. Este mai important gestul și efectul sau ecoul pe care îl trezește în sufletul unui nativ din zodia peștilor, care va fi bucuros de acel gest, va fi mulțumit de felul în care este privită o inițiativă a lui, chiar dacă, așa cum spuneam, valoarea acelui obiect este simbolică, nu este nici pe departe proporțională, dar nici nu și-au propus să fie proporțională cu efectul, cu binele făcut de un pește unei persoane. Între 23 august după ora 13 și 25 august după amiaza se realizează un trigon regal pe semne de apă. Este favorabil celor care s-au născut în pești, creează un culoar de armonie și de echilibru între Neptun, în pești în semnul lor zodiacal natal, Venus în Rac, care se află într-o postură interesantă, și Luna în Scorpion, care are o vocație cu totul specială. Aici impresii puternice, sentimente puternice, senzații intense, dorințe și motivații care trebuie să fie neapărat satisfăcute. Nu mă gândesc la cele erotice, deși nu le exclud, dar mă gândesc la multe alte impulsuri. Unele pot să țină de viață spirituală, altele de cunoaștere, altele de o inițiativă care vine în siajul unui ideal, unei dorințe mai vechi. În principal este vorba de un lucru nutrit, cultivat de către pești, în sinea lor, în fondul lor, în sufletul lor, în mintea lor și care acum, iată, poate să se materializeze sau i se poate da curs. Dintr-un alt punct de vedere, însă, foarte multă revoltă și mânie interioară față de o serie de opinii și fenomene din viața publică, socială sau profesională, care se petrec și care nu au nicio legătură cu convingerile lui, incapacitate de a rezona sau chiar dezamăgire în fața unor persoane care se poartă în neconcordanță cu exigențele momentului. Și este foarte dispus să îi pună pe aceea undeva într-un loc foarte jos în ierarhia lor interioară. Nu vorbim despre prieteni, acolo e casa a 11-a. Vorbim despre persoane pe care nici nu le cunosc, persoane publice, dar care reușesc să nu facă o figură bună, mai ales dacă peștele își cam pusese nădejdea în acele persoane și când văd ce spune și ce face și pe ce drum o apucă în viață, sigur că nu-i convine, nu e bine. Începe să aibă sentimentul unei trădări interioare, ca și cum toți își văd de interes și calcă idealurile în picioare. Între 25 august, după ora 16 și seara zilei de 27 august, premize publice, posibil succes, dar discret, nume care circulă, felicitări, simpatie, posibilitate de a se remarca printr-un gest care să sugereze fie buna lor educație, fie buna lor intenție, fie nivelul de morală înaltă la care au ajuns, fie un spirit democratic și civic pronunțat. Între 27 august după ora 20:30 și 28 august ajungem la veșnica poveste, cea legată de prieteni, doar că acum lucrurile se complică pentru că pe aici, prin semnul Capricornului, va trece în acest răstimp luna. Vor fi patru planete și vor fi și în conjuncție și la grad apropiat și vor fi și retrograde și vor face și opoziție cu planeta Venus și vor tulbura axa relațiilor sentimentale de prietenie și lăcașurile atașamentelor. Dacă despre prieteni nu mai e nicio noutate și nicio surpriză, ba aș zice că peștii sunt deja tăbăciți după atâta insistență de un an de zile pe acest sector, nici nu se mai miră dacă se mai întâmplă ceva, dacă același prieten sau unul nou fac lucruri în dezacord cu conduita și viziunea lui despre lume și viață sau cu noțiunea de prietenie. Mai complicată este însă casa a cincea, care primește niște impulsuri de care eu ca astrolog îmi dau seama că sunt exagerate și nejustificate, sunt profund subiective, dar motivate de acest mănunchi de nu știu câte 15 quadraturi și 4 rânduri de opoziții. Și atunci peștii ar putea să fie foarte supărați, foarte triși, foarte dați peste cap, foarte, foarte intrigați de ceea ce se întâmplă cu o persoană dragă lor. Poate fi vorba de fiul sau fiica lor, dacă sunt părinți, poate fi vorba de perechea sufletească, de relația sentimentală, care, așa, la o primă vedere, nu suferă de nimic, nu-i bolnavă. Ar trebui să meargă bine. De ce sunt peștii supărați? Iată o enigmă. Ține de întreaga lor capacitate de
a trăi uneori la alt nivel, pe alt palier și cu alte vibrații, ceea ce pentru alții nu reprezintă nimic. Ba mai mult, este vorba de un trigon regal și atunci ar trebui să intervină niște factori de atenuare. Numai că ceea ce vine dinspre Capricorn este de domeniul trecutului, ca și cum trecutul se răzbună și toate avertismentele sau observațiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului cu privire la un anume tip de relație, pe ideea așa ceva nu mai fac, așa ceva nu trebuie să se mai repete, ei, iată că se repetă și iată că sunt aduși în situații similare și atunci sigur că funcționează ca un avertisment. S-ar putea să nu se întâmple nimic în viața sentimentală, dar asta nu înseamnă că ei vor fi liniștiți, pentru că peștii au o uriașă capacitate de a-și face singuri zile fripte, de a se chinui, de a intra la idei. Ar fi bine să nu recurgă la acest tipar existențial, pentru că există și lucruri mai înțelepte pe lumea asta decât să-ți faci și sânge rău, tot privind înapoi cu mânie. Există și variante mai înțelepte să privești ceea ce îți oferă concret prezentul. Și prezentul nu este totuși chiar atât de rău. Ba mai mult, pentru cei care lucrează în domenii de creație și interpretare, el este provocator, incitant, ofertant, au idei, au soluții, au îndrăzneală, au motivație ca să se ambaleze în niște proiecte, au speranța că va fi bine, au dorința de a se afirma în ciuda atâtor vicisitudini pentru viața culturală și artistică, care impune, ca un dat sine qua non, prezența unui public. Cineva la capătul drumului trebuie să recepteze aceste mesaje. Dar ei reușesc să treacă peste aceste disfuncții, nici nu-și propun să se obișnuiască cu ele, pur și simplu le survolează. În sfârșit, în ziua de 22 august, soarele va intra în zodia Fecioarei și va începe să tranziteze până pe 22 septembrie, casa a șaptea parteneriatului. Va introduce foarte multe elemente de pragmatism și de normalitate în tot ceea ce înseamnă o relație cu un partener, de viață, de contract sau în tot ceea ce presupune un litigiu, un conflict, care poate încă n-a ajuns în faza pe tribunal. Este doar la nivelul schimburilor de idei și a neînțelegerilor. Este adevărat că de la sfârșitul săptămânii viitoare, Mercur începe să facă opoziție cu Neptun și atunci o serie de ipostaze ale realității nu mai intră în consonanță cu ceea ce vor și cred ei. Soarele însă intervine în alt fel, face lumină și chiar dacă nu le convine peștilor, aceștia vor fi obligați să vadă evidența, să o recunoască și implicit să o accepte și să se adapteze aceste elemente noi. Poate fi un soi de bine forțat operat de către aceste astre care fac la rândul lor mai multe trigoane pe semne de pământ. Mă refer la Soare-Mercur, Jupiter-Pluton, Saturn-Capricorn și Uranus-Taur. Și atunci avem de a face cu foarte multă stabilitate sau consolidare sau echilibru. O direcție vine dinspre comunicare, informare, schimb de impresii, celălalt vine din acțiunea lor și a partenerilor, inițiative reciproce și, de partea cealaltă, vin relațiile de cooperare. Dacă scoatem din calcul prietenia care le tot joacă festa de un an, rămân câteva elemente bune pe care se pot baza începând cu 22 august, timp de o lună. Dar atenție, acest bine despre care spuneam că nu le va conveni, acest bine pe care îl defineam ca fiind unul nu întotdeauna plăcut peștilor, este de natură să limpezească lucrurile, să pună bazele a ceva nou, dar implicit poate să și tranșeze o situație veche, care nu se mai sfârșea, nu se mai rezolva și acum vine să tranșeze și să lămurească definitiv o situație pe care peștii nu acceptau și refuzau să o ia în calcul ca fiind unica, singura situația limită. Așadar, există niște concesii cu care peștii trebuie să se resemneze, pe care trebuie să le accepte, pe care trebuie să le înțeleagă. Mai ales că acest tranzit de o lună este generos, putem spune, pentru multe dintre aspectele parteneriale. Doar că, la un moment dat, firește, soarele va părăsi această casă a șaptea și pentru un an de zile nu vor mai avea sprijin. Și atunci nu este bine să rămână cu lucruri care trenează din anii trecuți, cu dorințe, cu situații, cu conflicte nelămurite sau cu oferte cărora nu li se dă un răspuns clar. Nici o ofertă nu așteaptă pe nimeni la nesfârșit. Așadar, trebuie să treacă la treabă, trebuie să analizeze, trebuie să verifice, trebuie să răspundă tuturor solicitărilor, trebuie să-și încalce niște momente în care poate nu sunt în formă, nu se simt bine, sunt obosiți, plictisiți și să accepte întâlnirea, dialogul, negocierea, împăcarea, nu neapărat cu concesii mari,
poate cu niște mici concesii necesare. Eu nu am spus să-și calce pe mândrie și să abandoneze lupta, ci pur și simplu să ia în calcul necesitatea de a vedea realitatea în față și în funcție de aceea să acționeze, nu doar de dorințele lor, care reprezintă o lume interioară nesigură și foarte greu de pus în practică.